când facem o recomandare a clientului, nu trebuie neapărat să ținem cont de preț. Da? De multe ori, diferențele de preț sunt foarte mari. Da? Între primul asigurător, în general, brokerii acum folosesc platforme de web service. Asta înseamnă că în momentul în care introduci datele mașinii, primești oferte de 11-12 asigurători. Da? Deci este foarte ușor de gestionat și de văzut oferta pe întreaga piață. Da? Dar poate vedea și online? Online, totul online, este online. Da. Deci absolut totul este online. Da? Deci în clipa în care îi prezinți oferta clientului, trebuie să-i atragi atenția că dacă vede prețul cel mai mic, nu înseamnă că va scăpa de probleme. Da? Polița RCA nu înseamnă că odată cumpărată dispare automat responsabilitatea ta. Dacă asigurătorul, și-au fost cazuri pe vremuri, Grupas, Metropol, dacă asigurătorul dă faliment, da, tu vei fi ținut în solidar cu asigurătorul pentru accidentul pe care îl produci. Da? Deci trebuie văzut și trebuie îndrumat clientul nu către cea mai ieftină ofertă de pe piață. Am înțeleg atunci, domnule Vasile, că trebuie să faceți și un soi de muncă de educare, adică să le explicați că nu totdeauna cel mai mic preț, cum spuneți, este și cel mai bun. Până la urmă funcționează acest tip de educație? Uneori, da, uneori nu. Funcționează, să știți, noi având o rețea în toată țara, funcționează foarte bine pe vestul țării. Da? În vestul țării clienții sunt foarte, foarte atenți la recomandările pe care le facem. În schimb, în zona de Moldova contează și primează foarte mult prețul. E o chestiune de cultură, de tradiție sau deci de venituri personale, oare? Cred că ambele. Îmbinat un pic din fiecare. Da. Înseamnă că mai aveți de lucru. Până la urmă, practic asta ar trebui să facem. Asta e rolul brokerului, da? Să consulte clientul, lăsând la o parte vânzarea serviciului efectiv. Da, să o lăsăm și pe doamna Ina Crudu să ne spună cum vede această situație. Sigur, din poziția de director de vânzări, reamintesc Astra Asigurări, tot aproape de client. Adică nu vreau să fac totuși de bartajări atât de semnificative între noi domnul Vasile. Noi am zice că împreună cu partenerii noștri, brokerii de asigurare, aici reprezentează domnul Viorel Vasile, suntem cel mai aproape de client, fiind lider de piață pe linia de asigurări RCA. Ce ar sfătui un client? Va fi o piață complicată anul viitor? Va fi o piață dură, ca pentru toată lumea. Ce ar sfătui un client? Ne întoarcem la ce spune. L-aș sfătui să se uite la asigurătorul pe care îl alege, să se asigure că are constanță în piață, că are putere financiară, că are servicii de calitate și să fie atent la faptul că anul acesta nu avem numai o asigurare obligatorie, ci două. Expiră termenul la care expiră termenul la care toți posesorii de locuințe, persoane fizice, trebuie să-și încheie asigurarea obligatorie de locuință în jurul datei de 15 ianuarie. Deci în luna decembrie se vor încheia probabil foarte multe asigurări obligatorii de locuință. Și atunci pot fi atent la oferta asigurătorilor care le pot propune un pachet adică o asigurare de locuință atractiv, plus una, da, un RCA, pentru că, în fapt, trebuie să-și achiziționeze aceste două produse. Vor și apărea astfel de oferte? Chiar e o întrebare. Credeți că o să apară luna decembrie astfel de oferte? Sunt mai multe oferte deja, sunt deja pe piață, existente, da? Pe piață, din câte știu eu. Da. Sunt oferte de genul reducere 5% la RCA dacă încheie asigurarea obligatorie de locuință plus supliment la asigurarea de locuință. Da? Da, cred că e destul de interesant. Sunt câteva asigurători care au astfel de oferte în vigoare. Și în ultimul rând să fii atenți la beneficiile pe care le pot obține din relația cu un asigurător, pentru că toți proprietarii de autovehicule, locuințe și alte bunuri pot beneficia de pachete atractive de asigurare în relația cu asiguratorul, pornind de la încheierea poliței RCA. Da, Oleg Doronceanu, să-ți las ultimul cuvânt. Oricum, am avut câteva intervenții interesante aici spre final. Înțelegem că va fi o iarnă și un decembrie interesant pentru clienți, probabil urmat și de un ianuarie, la fel de într-adevăr, în primul rând va fi o iarnă foarte interesantă pentru clienți, pentru că iată că am aflat astăzi că dacă nu vor crește prețurile pentru polițele RCA pe care le vom plăti în 2011, sigur nu vor crește sau nu vor crește foarte mult, ceea ce nu poate decât să bucure probabil pe majoritatea șoferilor. Și doi la mână, un lucru important de care trebuie să ținem cont este faptul că odată cu creșterea concurenței între companiile de asigurare, până la urmă beneficiarul este clientul, pentru că putem să sperăm la o creștere a calității serviciilor pe care
ni le oferă. În același timp, putem să beneficiem și de o serie de alte servicii suplimentare la cele pe care le primeam deja, care nu fac decât să ne crească protecția noastră prin asigurare.